Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Complicată seară din punct de vedere politic. Pe de o parte, președintele Iohannis, numai ce ne-a anunțat că nu va mai organiza consultări formale la Palatul Cotroceni până când partidele nu își vor face tema. Asta este adăugirea mea, până când partidele nu vor reuși să închege o majoritate cu care să se ducă la președinte și în jurul care să poată da un guvern în jurul unui premier. În același timp, PSD și PNL au negociat de zor mai bine de două ore, timp în care se pare, spune domnul Câțu, că au ajuns la niște concluzii, dar nu definitive, că premierul ar putea fi schimbat odată la 2 ani ca să fie toată lumea mulțumită, nu s-au discutat ministere, nu s-au discutat nume, spune domnul Câțu, dar dacă e să analizăm durata întâlnirii, dacă s-ar fi poticnit la numele premierului, nu cred că întâlnirea ar fi durat mai mult de jumătate de oră, în niciun caz 2 ore. În seara asta însă, în mod cert, nu vom avea o soluție. Mai există și negocierile de ieri cu USR. Vom vedea ce se va alege până la urmă și ce fel de coaliție de guvernare vom avea până la urmă sau, cine știe, poate vom avea anticipate. Despre această criză politică absolut aberantă, din care nimeni nu mai înțelege nimic, dar și despre starea României în acest moment extrem de tragic, al valului 4. O să vorbim în seara asta cu un personaj cu totul special din viața publică din România, meșter, zicea domnia sa despre sine atunci când a citit prezentarea pe care i-am făcut-o pe Facebook. Ce să vă spun eu despre domnul Valeriu Nicolae, pe care sigur l-ați citit și l-ați auzit, ce să vă spun, că este scriitor și puțin jurnalist, că este antreprenor, că a fost expert la Consiliul Europei și la ONU, că este filantrop și Casa Bună este un ONG care face minuni pentru copiii de etnie romă, că are un simț al umorului fabulos, că este un luptător pentru integritate extraordinar, care a cotroboit nemilos în CV-urile demnitarilor români și a descoperit acolo tone de impostură pe care a și demascat-o. În seara asta, așadar, alături de mine în studio, Valeriu Nicolae, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și sigur, invitați sunteți și dumneavoastră să ne fiți alături la 0372069599. Valeriu, eu am spus că nu mai înțeleg nimic din această criză și ți-am spus asta și înainte de emisiune. Sunt foarte curioasă dacă tu înțelegi ceva din ceea ce îi se întâmplă României începând cu 1 septembrie. Nu, eu sincer mă simt ca și cum sunt într-un banc, dar un banc foarte prost, cinic, cu Scooby-Doo și Superman. Deci în fiecare zi nu știu ce să fac, să mă scuip în sân, să mă închin. Încerc să nu mai pricep absolut nimic. Sunt convins, în schimb, că e o dovadă, chestia asta e o dovadă foarte clară a cât de prost este domnul președinte, cât de inept se comportă PNL-ul și cât de ipocriți sunt practic toți. Prost politic, ca să punem, prost politic, desigur, ca să punem un necesar bemol. Asta mă tot întreb și eu de când a început această criză. Inițial, încercarea de comentator politic a fost să înțeleg care e scenariul, care e jocul, care e planul, care e bila care se duce în mantă și se întoarce. Da. Până când la un moment dat mi-a trecut nu așa... Bilă, da. Nu există bilă. Așa e, nu? Nu există, da, bilă. Da, clar. Nu există bilă și nu există plan. Așa cred, da, eu. Da, păi evident nu există un plan. Adică, nu știu, trebuie să fii... Eu nu știu cum ar trebui să fii să gândești un astfel de scenariu. Deci tu ai făcut praf PSD-ul cu toată lumea din PNL și acum zici, bă, stai, PSD-ul e ok, salvăm România, schimbăm premierul la 2 ani, deci nu e nicio problemă. Cea mai bună soluție pentru România, a zis Câțu, asta o căutăm împreună cu PSD-ul ăla la care
Rareș Bogdan mai avea puțin și se rupeau bojocii pe scenă, cum trebuie să-i desfințăm și așa mai departe. Rareș Bogdan ca Rareș Bogdan, dar să ne aducem aminte, eu n-o pot, Chivanoc, PSD, să ne aducem aminte, PSD, 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 am numărat cineva și mi se pare că într-o singură declarație de presă a spus de 17 ori, anul trecut, domnul președinte PSD. Acum, încercând să... Sigur, tentația este să râși și să glumești, numai după aia ți-aduci aminte că toată această poveste se întâmplă pe pielea noastră și mai ales se întâmplă într-un moment în care România pierde zilnic în jur de 400-500 de oameni, că în ultimele săptămâni au murit echivalentul unui oraș precum Otopeni. Așa, da. Cum ar fost ras de pe suprafață, că în fiecare zi aproape moare aproape un sat. Și atunci lucrurile nu mai sunt deloc, nu mai sunt amuzante. Atunci începe tragedia. De fapt, încotro ți se pare că mergem, Valeriu Nicolae, spre refacerea coaliției cu USR-ul sau spre o coaliție cu PSD-ul? Sincer, nu știu. Deci, habar nu am. Ori, ambele variante sunt variante foarte proaste. De ce? Păi, da, cu PSD-ul e clar de ce. Eu... Adică PNL-ul pierde orice fel de legitimitate. Deci și-au construit întregul mesaj pe anti-PSD. Președintele practic nu mai poate să spună nimic. Nu mai îl crede nimeni. Și o alianță cu SR-ul la fel. Deci mi se pare foarte dificilă. Nu văd cum s-ar putea schimba lucrurile. Deci, nu, mi se pare că suntem într-un impas uriaș și nimeni nu vrea să-și asume niciun fel de responsabilitate când vine vorba de ce au greșit. Deci, toată lumea dă vina pe ceilalți. Nimeni nu... M-am uitat sideral la posturile de televiziune, posturi de televiziune care au promovat antivacciniști la greu și care acum brusc sunt, băi... Ce ați făcut? Ați omorât oameni nenorociților. Nivelul ăsta de ipocrizie nu l-am văzut niciodată în societatea românească. Deci mi se pare că suntem la un maxim de ipocrizie. Și treaba asta că nimeni nu-și asumă niciun fel de responsabilitate, nimeni nu zice, băi, am greșit, uite, asta am greșit și asta ar trebui să o fac mai bine și uite, așa o să o facem mai bine. Nu. Câțu continuă să fie Superman. Câțu, bă, mi se pare, îmi cer scuze că folosesc un termen dur, pare sonat. Deci, nu știu, nu mai știu ce să zic. Deci, fie super obosit, n-a mai dormit de 10 luni, fie a luat o razna. A dus partidul ăla, nu în gard, a dus în groapă și peste groapă aia a turnat și o tonă de rahat. Uite, eu am să joc avocatul diavolului pentru ambele rele despre care vorbeai tu, și rău cu PSD și rău cu USR. Și să încep pe partea cu rău cu PSD. Să zicem că se creează această mare coaliție a stabilității, nu? Mi se spune coaliție de tip german. Între stânga, bun, așa spun ei, între stânga și dreapta, deși putem discuta mult despre ce înseamnă stânga și dreapta în România, dar să o lăsăm în momentul ăsta așa, să spunem generic stânga și dreapta. Asta ar presupune ca PSD să vină la putere. Asta ar presupune ca PSD să ia niște ministere. Unul dintre ministerele pe care PSD îl dorește este Ministerul Sănătății, un minister greu și pe care s-a pus foarte mare presiune în această perioadă și continuă presiune. Asta înseamnă că PSD se va eroda. Inevitabil, guvernarea erodează. Asta înseamnă că poate în 2024 PSD nu va mai intra cu 40 și ceva la sută cum se pregătește să intre acum, ci va intra ceva mai jos, erodat și el de această guvernare grea. Nu, eu nu văd așa. Eu nu văd de ce asta PSD-ul mai mult de 3 luni la guvernare. Adică stai îndeajuns încât îți pregătești foarte bine anticipatele, dai toată vina pe PNL și pe restul, o fac perfect, plătești bine televiziunile care oricum te susțin la greu și ți-asiguri mai mult de 40%. Și mai scoți căinii din măcelărie?
Mă refer la toți oamenii pe care PSD îi va pune. Da, dar îi scoți pentru foarte puțin timp. Adică, evident, la anticipate o să câștige, o să câștige masiv. A, deci îmi spui că ar sta 3 luni la guvernare, după care ar ieși și chiar ar merge spre anticipate. Exact, da, și ar merge foarte bine către anticipate, încă și-au asigurat toată muniția necesară. Cel puțin, eu dacă aș fi strategul PSD, asta aș face. Pentru, e o soluție foarte bună pentru ei. Intri, demontezi tot, atași foarte dur PNL-ul, UDMR oricum o să vină după tine, adică UDMR oricine e la putere se duce acolo, dai foarte puternic în USR, deci te duci la Ministerul Sănătății și o să ai acolo, deci o să ai legitimitate să zici toate inepțiile pe care le spun acum despre foștii miniștri USR și da, o să câștige probabil peste 40%. Bun. Partea cealaltă. Coaliția cu USR Plus. Mă rog, acum USR, hai să-i spunem pe nou un nume simplificat. Coaliția cu USR, cu UDMR, că nu se poate altfel, care, spune USR, ar fi șansa continuării reformelor, implementării PNRR-ului așa cum trebuie. Asta spune USR-ul. Deci ar fi și asta, și această variantă unarea. Păi nu e stabil. Deci PNL-ul nu e deloc stabil. Sunt o mulțime de PSD-iști în PNL, oameni care vor fi ușor atrași de PSD cu momeala pentru funcțiile care vor veni la anticipate. Sunt convins că fostul șef al PSD-ului de la Călăraș, care acum e mare, un susținător foarte mare al domnului Câțu în echipa câștigătoare, va trece înapoi la PSD fără niciun fel de problemă. Convins că domnul Câmpeanu nu va avea niciun fel de problemă. Fosta mână dreapta domnului Dan Voiculescu la fel. Și sunt cât lejer, sunt vreo 10-15. Plus le-au plecat o mulțime de oameni cu Orban. Deci nu văd care e stabilitatea guvernului și mi se pare că USR-ul e într-o poziție foarte proastă. Adică sunt foarte ușor de atacat și nici nu sunt pregătiți. Deci, din punct de vedere al comunicării, cam dezastroși. Deși, în continuare, eu cred că sunt partidul care are oamenii cei mai buni și cei mai onești. Din păcate, nu sunt oameni care să știe administrație publică, că n-aveau de unde. Nefiind în sistemul administrației publice, durează ceva până pricep cum funcționează lucrurile. Și sistemul ăsta a fost un sistem gândit de PSD, folosit de PSD, înțesat de PSD-iști. Era normal să nu funcționeze așa cum se așteptau. Eu folosesc un termen, ajamii. Ajamii nu e peiorativ, e oameni care e începători. Da, începători. Amatori. Amatori, da. Amatori bine intenționați. Dar nu văd cum USR-ul ar ieși bine dintr-o guvernare pentru încă câteva luni și mi se pare că se duc clar sub 10%. Și există un risc dacă apare un partid care să le facă concurență, considerând și mini-gafa de comunicare cu AUR, cred că riscă să nu treacă de 5%. A fost o greșeală această încercare de a face moțiune de cenzură comună cu AUR? Gravă, a fost o treabă oribilă acolo. Și acolo, iarăși, o chestie evident negândită. Nu avea niciun sens. Deci puteau să-și dea miniștrii demisia și asta era. Ce prost a avut treaba aia, n-am înțeles niciodată. Să-l împiedice pe Câțu să rămână interimar, care altfel e interimar și astăzi. Da, și dacă ar fi rămas interimar, ce s-ar fi întâmplat? Adică a fost o treabă, ai riscat omul... o chestie foarte mare pentru o chestie relativ minoră. Din peisajul pe care... Oricum ar fi pus PSD-ul, ar fi venit cu moțiune de cenzură, deci nu înțeleg de ce s-a părut...
Poate că au încercat să arbitreze ceea ce n-ar fi fost chiar în regulă, au forțat moțiunea de cenzură înainte de congres, știind că PSD o va depune după congres, tocmai pentru a nu arbitra jocul din PNL. Au încercat să arbitreze, poate, jocul din PNL, să-i dea o șansă în plus lui Orban, scoțându-l pe Câțu din Palatul Victoria? Suspectez de... Nu cred că sunt chiar atât de buni strategi cei din USR. Mi se pare că au mers mai mult pe emoție și nu au gândit-o foarte bine. Deci, adică îi știu pe mulți dintre ei, nu mi se pare că merg pe scenarii complexe, pe lucruri de felul ăsta. Îi merg pe, bă, noi suntem oameni buni și încă suntem oameni buni, ar trebui să facem chestia asta. Mi se pare mult mai... PSD-ul mi se pare mult mai bine organizat ca partid, strategic, au comunicatori mult mai buni. Au experiență, da. Știu foarte bine unde ar trebui să-și poziționeze oamenii, cum să o facă, sunt foarte disciplinați în mesaj. Uite, m-a întrebat cineva pe Facebook când am anunțat emisiunea cu meșterul, mi-a plăcut, da, cum ai spus tu. Să le explicăm ascultătorilor, ai preluat promo emisiunii, ceea ce am scris eu despre tine, și ai spus, mă duc și eu la 18 și mă întâlnesc cu meșterul despre care vorbește Ioana. Mă întreba așadar cineva într-un mesaj, dacă nu crezi că o soluție ar fi un restitutio in integrum a coaliției, adică reașezarea coaliției exact așa cum a fost la 1 septembrie minus Câțu. Fiecare ministru pe ministerul pe care l-a avut... Exact. Nu știu, asta înseamnă din nou că nimeni nu-și asumă niciun fel de greșeală. Și eu urăsc treaba asta. Deci eu cred că noi învățăm cel mai mult din greșeli, mai ales din greșelile pe care le recunoaștem. Și mie mi-ar fi plăcut foarte mult să văd, să mi se spună, uite, aici am greșit, uite cum am greșit și uite ce o să facem ca să nu mai ne trezim în același punct mâine. E, asta nu s-a întâmplat deloc. Da, a fost, de exemplu, Drulă e un ministru al transporturilor foarte bun. Și deci toți am beneficia pe treaba asta. Eu știu bine pe Drulă, sărac, deci el era obsedat de când eu știu eu de transporturi. În sensul bun obsedat. El citea, deci tot ce era foarte important pentru el și devenea foarte frustrat de fiecare dată când se întâmpla câte o chestie. Deci pune foarte multă pasiune acolo. Dar nu sunt convins că chiar toți miniștrii USR-ului ar fi trebuit să rămână. Deci mi se pare că câțiva dintre ei nu au făcut mai nimic. Și cred că USR-ul a avut o tactică proastă de a, pe agenții, pe poziții mai mici, dar foarte influente. Pe exemplu, la Garda de Mediu, care a funcționat foarte bine și domnul Berceanu este foarte regretat. Da, Berceanu ar fi foarte bine să fie acolo, dar eu aș fi foarte sceptic de să preiau iarăși Ministerul Sănătății. Mi s-ar părea o greșeală dacă fie Vlad Voiculescu, fie Ioana, s-ar întoarce la Ministerul Sănătății. O greșeală uriașă. Stelian Ion? Nici Stelian Ion. Nu văd de ce e necesar acolo. Deci nu mi se pare că e... Că nu mi s-a părut un ministru extraordinar. Nu a fost un avocat extraordinar. Nu. Cred că sunt oameni... mult mai bun Castelian, nu? În care pot să fie miniștri. Da, bun, problema nu mi s-a părut a fi la USR. Deci USR a avut, comparativ cu PNL, oameni mult mai buni. Problema a fost la PNL. Deci gândește pe cine l-am avut ministru al culturii. Un fost tip de la OTV care a terminat o facultate de tot râsul. Teatru a terminat omul. N-are nicio legătură pe partea de cultură. Uite-te ce s-a întâmplat cu ministerul condus de, cum îl cheamă, la energie. Virgil Popescu. Virgil Popescu. Deci căpușarea, Transelectrica, deci numirile de acolo sunt îngrozitoare. Deci omul și-a pus prieteni de-ai lui care n-au nicio legătură cu domeniul. Să te întreb de Raluca Turcan sau să nu te mai întreb?
Păi, ce să vorbim de Raluca Turcan? Eu, deși, cum să zic, Raluca Turcan, sunt convins că e bine intenționată. Eu nu înțeleg totuși cum oameni de felul ăsta își doresc pozițiile alea. Cum nu le e frică, jenă? Păi, nu mă pricep, cum adică mă pui tu ministru al muncii? Deci... Ca să realizezi că nu te pricep, trebuie să fi făcut și altceva și să ai o reprezentare a propriei competențe. 0372069599, vă așteptăm în Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara, Adrian! Ești salut, în direct seara, la Europa FM. Bună seara, îl salut și pe invitat, pe domnul Valeriu. Ce vreau să întreb, îi mulțumesc în același timp foarte mult că de pe site-ul Nu Tot Ei am aflat destul de multe despre clasa asta politică care ne conduce, în special cei de la PNL și PSD mai ales, așa. Vreau să-l întreb două chestiuni pe domnul Nicolae. Cum consideră că ar putea site-ul fi promovat mult mai bine sau cel puțin despre politicienii care ne conduc și de atâția ani, să știe tot omul de rând ce înseamnă PSD-ul, unul la mână, și PNL-ul în același timp, și doi la mână, cum consideră că ar putea totuși fi funcțională o alianță în continuare cu PNL-ul, mai ales în interesul comun. Astea două vreau să le întreb, nu vă mai rețin. Mulțumim, Adrian. Mulțumim, Adrian. Și eu mulțumesc pentru întrebare. Deci pe site, bine, eu mi-aș dori să fi scris lucrurile la mult mai bine decât le-am scris. Acum încerc să fac lucrul ăsta, adică încerc să mai trec o dată prin toate CV-urile și încercăm să le reorganizăm în așa fel încât să fie, să nu mai existe niciun fel de greșeli. Dar cred că noi am avea nevoie de un an care să fie mult mai funcțional. Și ce vrem noi să facem? Noi ne-am strâns un grup de voluntari destul de mare, suntem câteva sute, și încercăm să pregătim un fel de an alternativ, în care să arătăm foarte clar care sunt problemele din declarațiile de avere și poate reușim să împingem anii să-și facă treaba așa cum ar trebui să-și o facă. Foarte mulți deputați de la PSD în principal, dar și de la PNL și de la UDMR au probleme uriașe cu declarațiile de avere. Acum, întrebarea a doua a fost... Era referitoare la constituirea unei coaliții. Chiar nu mi-ar place să văd o soluție. Pentru mine, cred că ar fi mai bine o coaliție PNL cu PSD, fiindcă în felul ăsta s-ar eroda ambele partide și am avea o șansă. Bine, aș vrea să țină mai mult, deci nu să ne ducem în anticipate, ci să putem să vedem clar cât de incompetent sunt și asta ne-ar ajuta mai mult la alegerile următoare, unde sper că lumea până atunci aș va da seama și de cât de toxic și cât de impostori sunt cei de la AUR, dar și de problemele pe care le au în general partidele vechi. Bună seara, Mircea! Ești în direct la Europa FM în Piața Victoriei. Bună seara dumneavoastră, invitatului și ascultătorilor Europa FM. Apropo de alianțe, vă confirm că Toma mi-a aplicat ochii pe o știre. Se pare că domnul Cuțu s-a înțeles foarte bine cu domnul Ciolacu. Deci se prefigurează o alianță pe care și-o dorea domnul Valeriu. Dar întrebarea mea se referă la altă calitate a domnului Valeriu, care are și din altă calitate, o altă experiență pe care a avut-o domnul Valeriu și anume faptul are și din prezentarea pe care a făcut-o la începutul emisiunii. Din care a ieșit faptul că a fost foarte apropiat de domnul Cioloș. Și vreau să-l întreb pe domnul Valeriu, pentru că pe mine m-a dezamăgit profund USR-ul dintr-un anumit punct de vedere. Vorbesc 800 de ani de reforme, aproape a devenit un fel de limbaj de lemn, cuvântul reformă în gura lor, dar am senzația, nu că am senzația, absolut nimic din ceea ce au încercat să facă sau a făcut că au fost la guvernare nu mi-au demonstrat că înțeleg cu adevărat înțelesul cuvântului reformă. Din punct de vedere social, reforma reprezintă o modalitate de schimbare a unui stat fundamentală, similară revoluției. Diferența între reformă și revoluție e că reforma pornește de sus în jos. Ambele, și revoluția și reforma, au nevoie de forță. În cazul revoluției este clar, e forța revoluționarilor.
în cazul reformelor este forța statului. O reformă înseamnă o modificare fundamentală a funcționării unui stat. Foarte multe persoane vor avea de suferit, pierd privilegii. Nu vă mai explic, că vă dați seama ce înseamnă asta. Forța statului într-un stat de drept înseamnă forța de a legifera ceea ce trebuie și nu în funcție de like-uri de pe Facebook. Ori, într-un stat în care autoritățile statului tremură până și în fața doamnei Șoșoacă, despre ce forță vorbim? Cum își imaginează cei de la USR că ar putea să implementeze reforme? Asta vreau să întrebe domnul Valeriu. Mulțumesc, Mircea. Credeți că cei de la USR sunt conștienți de această slăbiciune, de faptul că statul român nu are capacitatea și forța să implementeze reforme? Mulțumesc, Mircea, să-l lăsăm pe Valeriu să răspundă. Bine, știu mulți oameni din USR care muncesc foarte, foarte mult și care sunt foarte bine intenționați. Asta nu înseamnă că au și experiența necesară și mulți dintre ei nu au nici capacitățile necesare și cumva mi se pare normală partea asta de recul. Deci, au crezut că sunt mult mai buni decât sunt și au fost încurajați să creadă că sunt mult mai buni decât sunt. Și partea asta cu salvatorii neamului, cu toată retorica aia pompoasă și, din punctul meu de vedere, pierzătoare, a avut efecte negative. Acum nu cred, adică nu văd o variantă mai bună decât USR. Că nu au făcut lucrurile atât de bine pe cât și le-au dorit, pe când ni le-am dorit, e adevărat. Dar sper, eu încă sper să aibă puterea să învețe din greșelile lor. Niciun partid nu a început bine și mie-mi e teamă să nu se întâmple cum s-au mai întâmplat cu partide de dreapta, venit pe o mulțime de promisiuni exagerate și au dispărut destul de rapid de pe scena politică românească. Valeriu, de ce crezi că n-a funcționat și nu funcționează în continuare vaccinarea în România? O campanie a fost, și aici folosesc un eufemism, a fost ineptă. Deci tu începi să mă întrebi ce este în vaccin și te-a pus să-mi dai metafore, e soarele de pe cer. Bă, zi-mi ce e în vaccin, dacă tu întrebi ce e în vaccin, zi-mi ce e în vaccin, că altfel cred că mă vrăjești. Și a fost gândită nu știu pentru cine. Deci, în niciun caz n-a fost gândită pentru oamenii care nu-și doreau vaccinarea. Bine, campanie, ai dreptate, asta am mai discutat. Pe de altă parte, totuși e un ecart uriaș între, de exemplu, danezi care sunt vaccinați 90%. Dar tu ai văzut ce campanii bune au avut danezii? Deci, danezii au avut campanii impecabile pe vaccinare. Cine au avut campanii proaste pe vaccinare au fost francezii și eram în aceeași situație, până când Macron a zis, gata, de acum încolo, băieți, dacă vreți mai intrați oriunde, certificatul verde și asta e. Dar a avut curajul să o facă. Da. Bine, Macron e om politic. Chiar e om de stat, aș spune. Da, și om de stat, corect. Ce m-a șocat totuși pe mine și cred că este legat de vaccinare. Cel puțin doi pacienți, de doi știu eu, au refuzat să fie transferați în Germania, pacienți în stare foarte gravă, COVID, ATI, au refuzat ei sau familiile lor să fie transferați în Germania de teama că se va face experimente pe ei. Că nemții vor face experimente pe ei, nu? Pare de râs, dar mie mi se pare tragic. Da, și cred că între asta și vaccinare o fi vreo legătură? Bine, tipul ăsta de conspiratită de care suferim noi e cumplită și e promovată masiv de televiziunile cele mai populare și care au tupeu să denumească televiziuni de știri. Faptul că CNA e complet disfuncțional e o problemă uriașă. Deci CNA-ul nu a intervenit, nu are capacitatea să intervină în avalanșa asta de conspirații care de care mai tâmpite și manipulări oribile pe care le fac anumite televiziuni. Victor, bună seara! Ești la Europa FM în Piața Victoriei. Te ascultăm. Bună seara și mulțumesc pentru oportunitate. Foarte pe scurt, vă propun o cheie diferită de a vedea lucrurile, pentru că
Până la urmă, privitor la modul în care fiecare dintre partide a înțeles sau n-a înțeles care este rolul în România și ce responsabilitate au, lucrurile sunt clare, s-a discutat de foarte multe ori. Cheia diferită este dacă există o posibilitate oarecare de a se reface coaliția de dreapta. Această coaliție de dreapta, de fapt, am putea spune că ar fi formată din 3 partide. În realitate, probabil că e formată din 5 sau 6 partide, pentru că PNL-ul în momentul de față nu e unul singur. Există PNL-ul domnului Câțu, există PNL-ul Ardelean în jurul domnului Boc, există PNL-ul în jurul domnului Orban și probabil că și alte facțiuni care nu s-au manifestat atât de puternic până acum. Ei bine, orice vot care ar presupune la limită existența unei asemenea guvern ar presupune că toate aceste facțiuni din PNL să ajungă la un numitor comun, ceea ce e îndoielnic. Probabil că de aceea se discută de varianta cu PSD, care, sigur, e împotriva naturii din toate punctele de vedere, dar în același timp se pliază foarte bine pe o anumită agendă a președintelui, care, probabil că fiind în al doilea mandat, are intenția de a modifica Constituția, de a modifica anumite lucruri pe care un guvern care de-abia trece la alegerile parlamentare n-ar putea o s-o facă. Am înțeles. Victor, atunci, presupun că ai vrut doar să ne împărtășești o opinie, nu știu dacă ai o întrebare. Ai o întrebare pentru Valeriu, că suntem chiar pe final. Întrebarea ar fi în ce măsură credeți dumneavoastră sau invitatul din această seară că erodarea la care făcea dumnealui referire mai devreme este reală? Este o erodare reală din perspectiva unui analist politic sau din perspectiva publicului larg, care uită repede? Mulțumesc! Mulțumesc, Victor! Și noi am zis cam același lucru, nu? Întrebarea era dacă erodarea va fi suficient de mare sau oamenii vor fi mulțumiți măcar că, mă rog, e un pic mai bine, uităm tot ce... Nu, eu nu prea văd cum am putea să fim mai bine într-un guvern care... Într-un guvern de felul ăsta. Deci un guvern în care ai PSD-ul și în PSD sunt vreo 2 facțiuni. Și în PNL, unde sunt atâtea facțiuni, nu prea văd cum ar putea să meargă guvernarea asta brici. Așa că cred că va fi o erodare masivă și destul de rapidă, mai ales că vom trece prin iarnă. Și în general, în timpul iernii, orice guvern pierde din susținere. Deci, cu alte cuvinte, îmi spui că trebuie să ne fie un pic mai rău din punct de vedere politic, ca după aia să ne fie mai bine și să ne învățăm lecțiile. Cam asta am înțeles eu. Și împărtășesc că... Da, eu cred că ne repezim și, în general, gândim chestiile pe termen foarte scurt. Și am obosit cu oamenii care tot timpul vin și zic, bă, dacă nu facem asta, moare România. Mă, nu moare România fără voi, sigur. Ne descurcăm. Mulțumesc frumos, Valeriu Nicolae, pentru că ai fost alături de noi în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne oprim aici. Să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare. Rămâneți acum în clubul de seară alături de Teddy Păun. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.